Spațiul aerian al Republicii Moldova rămâne deschis, asta chiar după ce 3 rachete de croazieră de pe navele militare ruse amplasate în Marea Neagră au tranzitat teritoriul țării noastre în regiunea satului Cobasna și a municipiului Soroca. Despre acest lucru a relatat ministrul apărării Anatolie Nosate în cadrul unei emisiuni de la Postul Național de Televiziune. Au traversat teritoriul național în regiunea de est mai mult, din direcția Kotovsk, direcția Mării Negre, au intrat pe teritoriul național la diferite altitudini și cu diferite viteze. Nu este clar dacă rachetele acestea sunt cu caracteristici tehnice și tactice conform destinației și nu pot devia de la cursul care a fost destinat și nu poate cădea undeva în timpul zborului. Noi am analizat aproximativ direcțiile de deplasare și altitudinile și era clar că nu ne avizează pe noi. Dar totuși noi le urmărim cu atenție și analizăm care ar fi impactul asupra teritoriului nostru. Amintim că șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, a dispus convocarea de urgență a ambasadorului Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnetsov, pentru a solicita explicații părții ruse în legătură cu lansarea 3 rachete de croazieră de pe navele militare ruse amplasate în Marea Neagră și care au tranzitat teritoriul țării noastre în regiunea satului Cobasna și a municipiului Soroca. Autoritățile Republicii Moldova consideră acest incident drept unul extrem de grav și regretabil, care provoacă fără îndoială tensiuni suplimentare. Încălcarea spațiului nostru aerian național este complet inacceptabilă, mai susțin autoritățile de la Chișinău. Spațiul aerian al Republicii Moldova, reamintim, rămâne deschis în limitele existente. Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că au fost adoptate o serie de decizii ce vor asigura diminuarea riscurilor la adresa aeronavelor civile ce efectuează zboruri spre și dinspre Aeroportul Internațional Chișinău.